Mircea Joana, candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024, a fost susținut de familie în ziua votării. Duminică dimineață, politicianul a votat la Colegiul Ile Caragiale din București, acolo unde, după ce și-a exprimat dreptul, a făcut și câteva declarații în fața jurnaliștilor. Nu alegem doar un președinte, alegem o direcție pentru țară. Cred că alegerea este destul de clară. Avem de ales între corupție și extremism, între competență și patriotism. Celor care încă nu s-au decis dacă și cu cine să voteze, sper că noaptea le-a fost un sfetnic bun. E nevoie de participare cetățenească masivă pentru a putea să ne alegem viitorul în mod democratic și liber. A declarat Mircea Joană. Alături de el a fost soția Mihaela Joană care a tras atenția cu apariția ei. Elegantă ca de fiecare dată, în ziua alegerilor i-a îmbrăcat un palton negru cu motive etnice pe piept, la care a sortat o maletă crem și pantaloni negri. Ce impresionat a fost geanta pe care a ales-o pentru a-și accesoriza ținuta. Mihaela Joană pare că ar purta pe mână poșeta dolce în gabana Medium Sicily Shoulder Bag în valoare de 1650 de euro. Nici fica Ana Joană nu s-a lăsat mai prejos și a avut o apariție elegantă în ziua alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Unica fata lui Mircea Joana și a Mihaelei, a îmbrăcat o bluză neagră, la care a sortat un saco elegant. Alături, Ana Joana l-a avut pe soțul ei, americanul Gareth Caiton, nepotul unui miliardar. Cei doi s-au căsătorit la Veneția, în 2023.